Final de an fabulos pentru Magnus Carlsen, campionul lumii la șah clasic, a luat aur și la rapid și la blitz și este singurul jucător din istorie care deține în același timp toate cele trei titluri supreme din șah. La feminin, românca Irina Bulmaga a fost la doar o victorie de titlul mondial la șah rapid. Favorita 24 din 122 de concurente, Irina Bulmaga a început în forță mondialul de șah rapid și la jumătatea competiției se afla în fruntea clasamentului provizoriu cu 5 victorii, o remiză din 6 runde. Au urmat două remize, apoi o nouă victorie, dar și o înfrângere în runda a 10-a. Totuși, cu o victorie în ultima rundă a 12-a, Irina ar fi devenit campioană mondială, dar presiunea a fost prea mare și românca a fost învinsă, iar la final s-a clasat doar pe locul 9. Sunt puțin tristă acum, dar dacă la începutul mondialului mi-ar fi spus cineva că voi termina pe 9, aș fi fost mulțumită, a declarat șahista numărul 1 din România. Competiția mondială, disputată pe stadionul Iujniki din Moscova, a fost dominată de norvegianul Magnus Carlsen. Campionul mondial de la clasic și-a arătat valoarea în toate formele de șah. Carlsen a recucerit titlul pierdut anul trecut la rapid, apoi și-a apărat cu succes coroana de la blitz și a devenit singurul om de pe planetă care deține în același timp toate cele trei titluri mondiale de șah, clasic, rapid și blitz. O performanță pe care tot el a mai reușit-o în 2014.